Împreună cu colega mea, doamna deputat Tudorița Lungu, vom susține o conferință de presă în care vom avea trei puncte, și anume situația Spitalului Municipal, 2. Răspunsul Inspectoratului Școlar la situația creată pe care doamna deputat Dorița Lungu a avut întrebare, interpelare și o să o susțină domnia sa. Și 3. Situația de la insula de Agrebea. Împreună cu doamna deputat am depus în enumerate rânduri întrebări și interpelări la Ministerul Sănătății. Întrebări și interpelări care se referă atât la Spitalul Municipal, cât și la situația masterplanului privind reorganizarea sistemului de sănătate în județul Bacău. O să primiți fiecare dintre dumneavoastră atât interpelarea noastră, cât și răspunsul la interpelare. Și vă veți convinge și dumneavoastră cam ce fel de răspunsuri oferă demnitarea statului român, respectiv Ministerul Sănătății prin doamna ministru Pintea, unor întrebări absolut legitime și considerăm noi de foarte mult bun simț adresate. Ceea ce vreau să remarc legat de Spitalul Municipal este faptul că asistăm în continuare la o bătaie de joc la adresa băcăuanilor prin faptul că de 2 ani de zile, de când s-a discutat despre fuziunea, înglobarea, încorporarea, transformarea Spitalului Municipal cu Spitalul Județean într-un holding pe sănătate, nu s-a întâmplat absolut nimic. Ba din contră, se dau cu un împrumut mijloace fixe din aparținând Spitalului Municipal. Ca orice clădire, ca orice investiție abandonată se degradează pe zi ce trece, repet, pentru aena oară, mult hulită administrație liberală a lăsat un obiectiv în proporție de 80% finalizat, cu 10 milioane de lei în cont, ar fi fost și timpul, erau și banii pentru că această investiție necesară băcăuanilor să poată să fie finalizată. În afară de o tânguială care a făcut probabil pe oricare băcăuan să-și pună foarte mare semne de întrebare dacă municipiul Bacău și județul Bacău este astăzi administrat de oameni care sunt în stare să administreze, nu s-a petrecut absolut nimic. Am luat decizia în forurile politice ale PNL de a susține acea fuziune dintre Spitalul Municipal și Spitalul Județean, tocmai pentru a nu bloca intenția ca acest spațiu să poată să fie dat destinației pentru care a fost gândit. Nu s-a întâmplat absolut nimic, ba mai mult decât atât, la această ultimă interpelare făcută de mine și de colega mea, după momentul în care doamna ministru a descins în Bacău și s-a autopronunțat că Spitalul Comănești va fi desființat și Spitalul din Bubuș va fi reorganizat pe baza unui master plan gândit în ideea în care în Moldova se va construi un spital regional, am adresat întrebarea. Acest spital regional se va compune din restructurarea numărului de paturi la nivelul județelor din Moldova sau va fi o unitate de sine stătătoare care să vină cu un surplus de paturi și de activități medicale și să vină ca o complementaritate și să vină în sprijinul județelor din Moldova pentru a putea rezolva niște cazuri medicale care nu pot fi rezolvate în celelalte județe. Am primit drept răspuns, un răspuns șocant, este ca și cum am pune noi o secretară fără să jignesc pe absolut nimeni, care nu are cunoștințe într-un domeniu, dar reușește să dea răspunsuri ambigue, citește dintr-o carte și dă un răspuns de manual. Un răspuns de genul acesta ambigu am primit noi de la Ministerul Sănătății, prin care ni se spune că da,
în componența Ministerului Sănătății există și departamente care se ocupă de buna desfășurare a activității medicale, că Spitalul Județean Bacău este în subordinea Consiliului Județean Bacău și ne începe să ne fluture ce atribuție are Consiliul Județean Bacău în coordonarea activității sanitare. Deci un răspuns pe care, mulțumim frumos, dar știam și noi fără niciun fel de problemă, puteam deschide orice manual și îl puteam expune. Ceea ce este, în schimb, deranjant și eu cred că ar trebui să înceteze această fluturare și acest turism politic făcut de miniștrii PSD în județul Bacău. Și o să ajung imediat la un alt ministru care s-a perindat prin județ. Este că nu cred că mai putem prosti oamenii cu vizite la pseudo-șantiere și a le spune că va fi foarte bine. Păi, domnilor de la PSD, ați avut 3 ani la dispoziție cu putere absolută în județul și municipiul Bacău, în care să puteți termina și Spitalul Municipal. Ați fi putut termina și insula de agrement, ați fi putut face multe, multe alte lucruri. La insula de agrement, foarte recent, ministrul apelor, pădurilor și mediului, pardon, ministrul apelor și pădurilor, domnul Deneș, s-au schimbat date ori denumirile la minister, încât e foarte greu de spus. A decis în Bacău să arate împreună cu primarul Necula și cu senatorul Dragoș Benea, pe care eu îl consider principalul vinovat de dezastrul administrativ din județul Bacău, pentru că dânsul chiar și-a asumat faptul că nu mișcă un pai nici primarul Necula și nici președintele Consiliului Județean Brașoveanu fără să primească ok-ul de la înalta poartă. Au decis și au arătat că începe decolmatarea insulei de agrement. Poate n-am fi reacționat dacă acest obiectiv, la fel, dus până la finalizare de 70% cu finanțare de 8 milioane de euro obținută de la Uniunea Europeană, când s-a schimbat administrația locală, deja se obținuseră de la Ministerul de Resort bani pentru începerea decolmatării, deci domnul Necula a plecat din start și pentru insula de agrement cu bani în cont, cu bani alocați de la bugetul Ministerului, pentru a decolmata lacul. Nu a făcut nimic timp de 2 ani de zile, a pierdut banii europeni, 8 milioane de euro. Deci municipiul Bacău pierde 8 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, și se împrumută de la BERD cu 11 milioane de euro. Subiectele din 2018... la simularea pe evaluarea națională în anul 2019 la Răchitoasa. Un elev de clasa 8-a de la Liceul Tehnologic li s-au dat spre rezolvare subiectele din anul 2018. Acum 3 săptămâni am solicitat inspectoratului școlar județean să-mi spună dacă sesizarea pe care am primit-o de la niște părinți de la Răchitoasa este reală și dacă da, ce măsuri ia inspectoratul în această școală. Nu mi-a răspuns până marți, când poate și-a adus aminte, pentru că ne-am întâlnit la ziua prefectului. Și după 2 ore am primit răspunsul. Probabil ce a amintit, o fi uitat. Nu era un subiect atât de important să greșești la simulare, la o evaluare națională. Și răspunsul suna ceva de genul, nu există vinovați. E o greșeală, aș spune umană așa, s-a greșit la descărcarea și la listarea subiectelor. Și s-au luat niște măsuri. Măsurile au fost că acești copii au, peste 3 zile, au pus să rezolve și subiectele anului 2019, după ce, evident, probabil, aflaseră despre ele, le rezolvaseră în clasă și stupoare. 29 martie,
au făcut o altă simulare. Tot pe subiectele din 2019. Adică, mie mi se pare că e atât de jignitor să dai așa un răspuns. E așa de grav. E așa de grav să dai un semnal că nu e nicio problemă dacă ați greșit. Puteți greși și la evaluare, eventual la vară. Pentru că oricum nu se întâmplă nimic. Maxim cei care au de suferit sunt copiii. Dar nu e o problemă, că școala, cum zice doamna Andronescu, e prietenoasă și cu copiii, dar mai ales cu cei care greșesc. Eu sper ca la evaluare, adevărata evaluare, să fie mai atenți.